La cea de-a noua ediție a maratonului de mountain bike de la Baia Mare au fost prezenți și cicliști sălăjeni, iar o parte dintre aceștia au avut evoluții foarte bune, clasându-se pe podium la finalul concursului. Peste 300 de cicliști din întreaga țară, dar și din străinătate, au luat startul la cea de-a noua ediție a maratonului de mountain bike de la Baia Mare. Printre participanți s-au numărat și cicliști sălăjeni, reprezentând cluburile Instinct Team și Alliance Cycling Zalău. O parte dintre aceștia au obținut rezultate foarte bune la categoriile la care au participat, clasându-se pe podium la final. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat Claudia Brudașca din Buciumi, reprezentând clubul Instinct Team. Aceasta s-a situat pe prima poziție la finalul traseului scurt la categoria 19-29 de ani, fiind urmată de două sportive din Baia Mare. Claudia Brudașca a urcat pe podium și în clasamentul general al traseului scurt, ocupând poziția 3-a. Ionuț Țap s-a situat pe poziția secundă în traseul scurt la categoria 19-29 de ani, fiind urmat pe podium de Călin Damian, ambii fiind legitimați la clubul Instinct Team. Ionuț Țap a fost aproape de podium și în clasamentul general, clasându-se pe locul 4 la 1 minut și 4 secunde spatele orădeanului Mura Ișvan. Poziția 5 a fost ocupată de Călin Damian, care a parcurs cei 30 de kilometri într-o oră 32 de minute și 27 de secunde. Un alt sălăjan, Eugen Streistraru, de la Alliance Cycling Zalău, s-a clasat pe locul 13 în clasamentul general al traseului scurt, în timp ce la categoria 14-18 ani s-a situat pe locul 4. Bogdan Marian de la Instinct Team a luat startul în traseul lung, cel de 68 de kilometri, situându-se pe locul 17 la general și pe poziția 9 la categoria 30-39 de ani. Maratonul de mountain bike de la Baia Mare este cel mai longeviv concurs de ciclism din România. Organizatorii au acordat la final cupe și diplome și medalii pentru cicliștii care au urcat pe podium.